Pandemia pe unii i-a unit, pe alții i-a despărțit. De ziua îndrăgostiților, familii și cuplurilor de artiști ne spun poveștile lor de dragoste, dar și care e cea mai importantă lecție pe care au învățat-o în ultimele 12 luni. Salut, sunt Cătălin Riza și sunt soțul Adei. Și e suficient, îți dai seama, nu trebuie să zic mai mult. Menirea mea în viață, pe lângă faptul că fac muzică, este să-l terorizez pe soțul meu. Sunt Cleopatra Stratan și sunt soția acestui interpret. Împreună suntem familia Cleduții. Eu sunt Alexandra Ușurelu și lângă mine este jumătatea mea, Bobu Stoica. Noi am decis să fim împreună în februarie și când trebuia să ne revedem în martie, s-a dat start lockdown-ului. Deci în loc să începem cu dreptul, practic am început cu stângul. La 300 de kilometri distanță, el aici la București și eu la Chișinău. Am putea spune că noi încă de acum 8 ani suntem în pandemie, pentru că de atunci suntem non-stop împreună. N-a fost un șoc mare să stăm atât de mult timp împreună. Dar nici nu simțim nevoia, și mă uit la tine să mă ce față nu, faci. Chiar nici nu simțim nevoia să stăm separați. Eu m-am bucurat într-un fel foarte tare că a venit lockdown-ul atunci, pentru că simțeam nevoia să stau acasă cu familia, simțeam nevoia să mă odihnesc, simțeam nevoia să stau în pace, să nu fac nimic, să mănânc și să mă joc cu Alex și să mă bucur pur și simplu de familie. Vă dați seama cum a fost pentru mine dacă nevastă mea vorbește atât. Nu mai zic nimic. Am avut în sfârșit timp să ne oprim în studio și să înregistrăm un nou album. Albumul Fata care chiar există. Ne iubim micile acțiuni ale vieții și prin cântec, desigur. Totul a fost pe baza online-ului. Doamne ajută cu online-ul ăsta, grație tehnologiei. Altfel am fi rupt scrisorile în două. Am plecat pe mare cu Bobby. E o senzație să mergi pe mare cu omul de lângă tine. La partea asta cu certatul. Sincer sau mințim? Nu, tu răspunde tu. Să nu zică lumea că zic eu așa doar. Nu ne-am certat deloc cât am stat în pandemie. În afara faptului că ea stă tot timpul cu gura așa pe mine. Și eu de multe ori stau cu gura pe ea, dar de multe ori fac chestii care într-adevăr și pe nimeni mă deranjează, dar le fac doar așa de a mai face puțin atmosferă în casă. Să știți că este primul interviu pe care îl oferim așa în cuplu. O să zic ce a făcut Cătă pentru mine. Zi tu că i-am uitat. Păi ai făcut... Ce ai făcut pentru mine? A făcut clătite de câteva ori. Demențiale. M-a desfățat. Fac cel mai bune tarte din lume. Da. Așa îmi spune Bobby. Mi-am luat inima în dinți, am luat-o pe mama mea și am plecat în căutarea inelului. S-a întâmplat și momentul, mi-au tremurat genunchii și vocea când m-am pus în genunchi. Am zis da, fără să mă gândesc, de mai multe ori chiar. Inelul mi s-a potrivit absolut perfect. Am imprimat un album cu band și orchestra, fără a vedea vreodată orchestra. Te iubesc! Te iubesc, da! Din toată inima! Și încă, uite, râdem și te iubim. Ți-a scus bine bunătele, ți-a luat cum așa.